Salutare, nogivanilor, bine v-am găsit la un nou episod din Tip Simulator, episod în care o să mergem puțin la furat și după care trebuie să facem level 2 la ability ăsta, cum se numește, da, agility, nu ability, și după aia putem să ne cățărăm. Dacă facem level 2, putem merge frumos aici, însă nu avem, cred că, destui bani încă. Câți bănuți avem? Avem 990 și cred că mai am eu ceva lucruri de vânzare, așa că le pot vinde aici. Nu știu dacă e cerere la ele, nu este cerere. Așa că va trebui să mergem la Pawn Shop. Mai avem chestii în valoare de vreo 170 de dolari, cred. Asta înseamnă că mai mergem puțin la furat așa, pe modul clasic, și după aia o să facem misiunea în continuare. Nu uitați de un like, un share, un subscribe, recomandați clipul unui prieten în cazul în care vă place și mai vreți episoade de genul acesta. Și dacă vreți, în fiecare seară la ora 19 sunt live pe stream, cred, mai puțin sâmbătă. Ok, ok. Primele două linkuri din descriere, dacă vreți să veniți. Hai să vedem. Deci am mai furat eu așa fără să filmez un televizor. Îi dăm sell și o telecomandă. Bam, avem cât avem în total, îmi scrie cumva aici. Ia să vedem items. Sau îmi scrie undeva pe aici? Da, îmi scrie jos în dreapta, 1131. Mai mergem frumos la casele pe care le știm deja. Cred că ar trebui să mergem din nou la 107, dacă nu mă înșel, sau 112. Nu mai știu exact cât era, dar acolo erau multe chestii de luat. Și să-mi spuneți voi în comentarii dacă cumva se respawnează lucrurile odată la ceva timp, dacă cumva apar altele. Dacă fur tot dintr-o casă, nu știu dacă mai rămâne cu ceva. Bun, let's go! Mergem undeva să parcăm mașina în partea asta. Avem acolo o parcare și am putea merge tot în 113 sau 112, ca mai fost. Voi nu vedeți minimapul, dar o să învățăm să ne cățărăm astăzi, nocivanilor. Bam, 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 parcăm frumos aici. Le dăm jos și mergem la 113. Este ceva lume pe aici, așa că mai bine mergem la 112. Hai să vedem. Dar la 112 nu cred că e cineva acasă. Trece un nebun numai pe acolo. Poate reușim să spargem repede. Stai la asta. Deși cred că mă vede. Da, asta este. Oare o să-și dea seama ce fac? Dacă cheamă poliția, suntem rip. Hai că mai avem un pic. Bam. Am învățat și eu să sparg aici astea. Ok. Bam. Gata, boss. Intrăm Aolo, nu m-aș vrea să fie acasă. Ok, acum o să fim urmăriți de poliție. Cred că trebuia să intru pe timp de noapte, când dormeau și ei. Ne putem ascunde aici un pic, repede, repejor. Hai, boss. Așteptăm să treacă și după aia mergem altundeva. Nu e prea bine că am mers acolo, nocivanilor. Trebuia să mergem să dormim un pic în mașină. O să vină probabil aici, pentru că mă știu. Sincer, mai bine dau load checkpoint ca să nu stăm atât de mult. Mamă, dar cum a fost faza. O las numai pentru simplu fapt că ei stăteau exact lângă ușă, pe canapea. Și cineva le distrugea ușa acolo. Ei nu auzi nimic, știi? Numai când am intrat, nu a avut nicio treabă. Cum naiba, nu știu. Ok. Hai să ne punem să dormim un pic. Și să mergem pe timp de noapte. Că atunci totul e mult mai ok. Ne punem sleep și până la... Uite, până la două noaptea. Poate chiar unul, că până ajungem mai durează. Nu, hai două. La ora 2-3 noaptea normal ar trebui să fie... Da, asta nu e 2-3 noaptea, trebuia să dau 2 AM. M-am curcat eu. La ora 2-3 noaptea n-ar prea trebui să știe ei de ei și să nu mă audă venind. Așa că bam, s-o lăsa seara și hai să vedem. Încă mai sunt oameni care circulă pe aici. Ce naiba faceți la ora asta, bă? A fi atent că noaptea e și văd. Interesant. Nice. A, și noaptea nu e nimeni acasă aici? Ok. Mai este ușa deschisă? Nu, trebuie să o deschidem din nou. S-a schimbat încuietoarea. Bam, bam. Bam, bam. N-am prins-o aia. Hai, mă. Câte naiba de arcuri are, mă, încuietoarea asta? Ah. Bam. Gata, boss. Suntem înăuntru. Ok, ok. Hai să vedem ce putem fura de aici. De aici am furat televizorul pe care l-ați văzut la începutul episodului. Eu cred că nu e nimeni pe acasă. Așa că... Avem niște bănuți aici. Bam. Avem asta. Asta știu că o putem vinde.
Pe Black Market. Uite mă, că sunt o grămadă de chestii de luat pe aici. Bun. Un glob ăsta nu pot să-l iau. Nu știu la cât se întorc ăștia. Asta e nasol. Dar vreau să-mi fac bănuții cât să pot să cumpăr mănușile. Ca să vedem ce facem cu mănușile. Ok. Avem ceva pe aici? Nu avem absolut nimic. Cred că mi-ajunge. Mă uit repede dacă mai pot să iau ceva. Da, uite, asta mai pot. Inventory full. Ok. Hai să ne ajungă. Ieșim pe aici pe geam. În ceva vecin pe aici. Mergem puțin așa sneaky. Vecinii ăștia din 113 sunt mai nebuni un pic. Putem sparge și încuietoarea asta ca să ieșim pe ușă. Așa nu cred că o să-și dea cineva seama. Dacă ieșim pe ușă. Da, ne-am distrus și aia. Deci nu mai putem ieși pe ușă. Ok, atunci intrăm din nou pe aici. Și ieșim pe unde am venit. Nu știu ce o să fac acum dacă mi-am stricat aia. Fac o pot să o repar sau ceva. Aolo. M-a văzut cineva. Oh my god. Oh my god. Sper să nu mă prindă nebunii. Să nu mă prindă copoii. Ok, ok. Trebuie să ne ascundem din nou. Repede, 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 repede. Avem aici gunoiul ăla în care ne ascundem noi. Sper să mai fie. Bun. Și acum așteptăm. Așteptăm că am apucat să furăm. Avem ghiozdanul plin. Trebuie neapărat să așteptăm până când trec copoii pe lângă noi. N-au cum să ne găsească aici. Din câte am verificat eu până acum, niciodată nu m-au căutat aici. E ascunzătoarea secretă. Cine naiba se gândește să caute în tomberon. Acum trebuie să așteptăm. Vedeți că am acolo două stele sus. Când nu o să mai am niciuna, putem ieși în liniște. Chiar și când avem una, am putea ieși pentru că nu ne mai urmăresc două mașini. Ne urmărește o singură mașină. Asta înseamnă cele două stele. Bun. Nu cred că trebuie să stăm prea mult. Și sper să fac level up încât să pot să fac aici să învăț ăsta. Ce level am? Am 53 experiență din 127. Ok. Să sperăm că facem level up. Dacă nu, nasol, trebuie să venim din nou. Hai mă, cât mai stau mă ăștia cu mine? Vedeți că stau cumva în apropierea mea. Uite, mai este o singură steluță. O mașină pleacă acum. O să rămână o singură mașină. Din păcate, voi nu vedeți stânga jos. Hai să mă uit eu un pic gratonul. Unde este? Bam, bam. Vedeți acum, totuși... Ba da, mai apar tot două mașini. Știu că înainte apărea o singură mașină. Cercurile alea reprezintă fiecare câte o mașină. Ok, în fine, oricum, o să aștept. Și ar trebui să pot pleca imediat. Bun. Am o steluță. Ba da, acum a plecat o mașină. M-a rămas doar una. Dacă ies acum, încă ăsta mă caută și prin apropiere. Trebuie să mai stau. Hai da, boss. Cred că am stat acum ca timp în joc. Un minut înseamnă o secundă la noi. Deci cred că am stat undeva la 2 ore în gunoiul ăsta. O că am căutat ceva. Și acum putem să mergem înapoi la mașinuța noastră și să ne ducem acasă. Sper să-mi dea level up, că dacă nu-mi dă level up, am venit degeaba. Nu putem să cumpărăm acele mănuși. Haide, let's go! Bun. Ne întoarcem frumos. Și go, boss! Hai, venim pe aici când place. Am început și eu să învăț încet în ce jocul. Mergem direct home. Și să sperăm că primim level up. Acum o să aflăm în 3, 2, 1. Și... ia. Level up cumva? Nu mi-a dat experiență deloc. Ba da, 60. Aproape. Mai îmi trebuie încă 14 experiență. Deci din păcate nu cred că o să reușim în episodul ăsta. Uite că îmi trebuie neapărat bănuții, o să iau acum. Fiți atenți, vând aici, sell, sell. Și mai aveam ceva chestii, cred. Mai putem merge la pawn shop. Însă în rest nu cred că mai putem face ceva. Câți bănuții avem? 1245. Am avea banii să cumpărăm mănușile, dar din păcate nu avem experiența necesară. Și mai am ceva lucruri pe aici. Great. Hai să mergem și la Amanet, dacă toți suntem în apropiere. Dăm pawn shop și să vedem. Băi, păcat.
Mai îmi trebuia încă 15 experiență. Imediat fac experiența aia. Dar asta a fost. Măcar i-am ascuns în gunoi de poliție. Asta a fost o realizare pentru noi că am scăpat. Dacă ne prindea, trebuia să luăm totul de la capăt. Vindem telefonul ăsta pe care l-am obținut și mai avem și o vază. O vindem și pasta. Și asta este, nocivanilor. În episodul următor mai mergem tot așa și sper să facem experiența necesară încât să nu ne prindă poliția. Și după aia putem să învățăm aici skill-ul Agility Level 2. Iar după putem cumpăra și mănușile acelea. Vă mulțumesc pentru vizionare, nocivanilor. O să citesc numele nocivanilor de pe StreamCraft. Dacă vreți și voi să veniți în fiecare seară la ora 19 sunt live pe StreamCraft. Aveți primele două link-uri din descriere, mai puțin sâmbăta. Primul link din descriere este pentru calculator și al doilea pentru telefon. Hai să citim repede niște nume. Adriana Ioana, Ovidiu, Alpha Player, Ioana Dogaru, Ștefania Scarmiro, Vandra Andre, Alin V, Bibo Kings, Sonia Ana, Alin V din nou, Mirela, Eva, Vandra, Cosmin, Valentina, mai dăm mai în jos un pic, Andreea Ban, Sebastian Io, Mirela Maria, Miha Nocivana și mai sunt încă mulți alții. Îi citim în episodul următor. Vă mulțumesc pentru vizionare, nocivanilor, și nu uitați să rupeți butonul de like acolo, un subscribe și un share m-ar bucura foarte mult. Aveți deasupra mea un episod, în dreapta mea un episod și în dreapta sus un alt episod, iar pe mijlocul ecranului butonul de subscribe. Aveți grijă că nocivanul fură tot, numai bine. Pa!